Two dogs. Look, four dogs. Choco, a dog. Chito, mommy. This is a pregnant girl.
Not an answer. The dogs. See to mommy. Cito, mami. Pregnant girl. Pregnant girl. Nu s-au omorât câini. Este un adăpost de 1000 de locuri, îi adunăm acolo, îi hrănim și încercăm să-i dăm spre adopție. Doamne, din satisele s-au mai strâns, da. Și i-au dus la adăpost, dar fața, că i-au dus, dar... Da, da, de exemplu, dacă se face programul ăsta de castrare, veniți cu cățelele să le castrăm. Eu le dau mâncarea aia. Da, eventual dacă nu puteți să veniți dumneavoastră, ne sunați, venim noi și le luăm. Da, venim noi și le luăm, numai am vorbit și cu domnul primar și cu doamna doctor și vrem să ajutăm să venim cu castrări, pentru că sunt prea mulți câini. Și ce fac cu ei? Da. Sunt în stradă, nu omoare. Da, mor de boli, așa este. Se chinu și câinile și... Și puii și oamenii, da. Puii și oamenii și urma să chinu, e o muscă. Da. Așa mai bine și numai fete, adică... Da, gândiți foarte corect. Noi asta vrem să vă ajutăm, da, să sterilizăm gratuit. Mulți sunt, nu au stăpâni. Da. Iarna ținil, ei vin la geamuri, la bloc. Da. Tot așa tremuri. Și să faci cu ei. Da. În bloc lumea mai și obrazul, îi lovește. Da, nu, să teme de boli și altceva. Da, sunt ochi, nu? Și ne-am o două săptămâni. Ei blândă la oricine. Da, deci o să facem programul ăsta de castrări, da, și vă așteptăm, o să lăsăm numerii de telefon, da, la care să vă programați. Da, are cabinet aici, doamna Calupo.